te înțeleg, tema discuției de astăzi, turnul de filde și cetatea, ne recomandă să discutăm despre modul în care poetul se implică, nu ca activist social, ci prin arta lui în treburile cetății, în măsura în care el răspunde urgențelor, tensiunilor politice, să spunem, sau, mă rog, chiar și de alt soi. Există o Românie care se poate citi în cărțile poeților, mai ales ale poeților de după 90. Dacă stăm și căutăm cu lupa acea Românie în cărțile poeților de dinainte de 1990, ne va fi mai greu să o găsim. Și aiziciștii au fugit în abstract, ca să fugă de concretul care era ideologizat, ceilalți au fugit în joc, în ludic, în ironie, în istețimi livrești intertextuale parodice și așa mai departe. Sigur, aiziciștii au recuperat o parte din cotidian, dar după 90 poezia e o hartă a tensiunilor sociale, construiește un cotidian, începând, nu știu, cu Ioanes Pop, cu Lucian Vasilescu, cu Ovidiu Nimigean, cu nouăzeciștii și după aceea există în mod clar o Românie în fracturismul lui Marius Ianu și al lui Dumitru Crudu, la Roxandra Novac, rău de România, există această criză în mizerabilismul lui Dan Sociu, adică există. Acum, de curând, a răbufnit această nouă urgență a poeziei de a privi în jur și de a spune ceva despre lumea noastră, despre... E foarte interesant pentru mine și asta va fi una dintre întrebări și pornesc de la cartea Ruxandrei Cesăreanu, ea însă și-a spus că e un nou tip de poezie. A simțit cumva această urgență, să-i spun, nu știu, mă rog, această datorie cumva, iată că și poezia trebuie să intervină. În anii 90 toți scriitorii s-au repezit în publicistică și era firesc, în sfârșit aveau voie, aveau acces la spațiu public și puteau să-și exprime părerile în articole, eseuri, intervenții de felul acesta. Acum iată că poezia vine și ea. E o antologie despre poezia, rezist. Au apărut deja tot ce se întâmplă în mediul politic și aici, în Chișinău și dincolo, în București și, mă rog, în România, începe să intre, să se audă prin vocile poeților și asta pentru mine, din punct de vedere literar, e un fenomen interesant, din punct de vedere politic sau social, e un fenomen îngrijorător. Aș fi preferat să scrieți despre lucruri frumoase și care să nu arate o criză. Despre asta, mă rog, ar fi fost bine pentru toată lumea ca poezia să nu fie obligată să intervină. În fine, aș întreba pe fiecare, pentru că în poezia fiecăruia de aici se vede ceva din... când? La dar mai devreme, de exemplu, primele lui cărți erau mai implicate în social decât astea ultime, la el estetizare. Dar Roxandra Cesăreanu, în mod clar, această carte vine cu un discurs implicat social, e o poezie, nu știu, în sensul cel mai bun, poate o poezie militantă și cred că e foarte bine că e așa. Și în poeziile lui celelalte sunt. Cum a venit... Chinat puțin acum. Nu cred că termenul de poetă militantă e cel adecvat. E o carte pe care n-am gândit-o și n-am știut că o să o public, da? Ea s-a evit pur și simplu, a fost o răbucnire. Are, dacă vreți, un substrat de, să zicem, liturghie civică. Liturghie și civică. E altceva decât poezia mea dinainte. Am mers foarte mult pe poezie confesională, cu, să zicem, anumite... pe anumită direcție nevrotică, stilistic era, pe de o parte, uneori neexpresionistă, alteori onirică, suprarealistă. Totuși, ceva din schimbarea asta s-a anunțat printr-o carte anterioară, pe care cred că majoritatea de aici o aveți, pentru că știu că am dat-o tuturor, California pe Someș. O carte Flower Power în care, cumva, vorbeam și de rostul poeziei în viața noastră de acum și în România de acum. Iar cartea asta, sigur, ea are o latură caricaturală, dar s-a născut dintr-un fel de disperare pe care am simțit că doar în poezie pot să o pun, fără să fiu patetică. Adică, dacă o puneam în proză, am avut senzația că e patetică, în eseu am pus-o de prea multe ori și am scris deja îndeajuns încât nu mai am ce să spun, m-am săturat eu însămi și a fost, nu știu, a fost ceva instinctual, foarte natural care s-a întâmplat.
Repet, fără să fie o carte programată, o carte gândită, o carte despre care să știu că va ieși, nici n-am vrut să o public, pentru că e un singur poem de 25 de pagini. Da, ea s-a ivit și am simțit că, într-un fel, cum v-am spus deja, mă rog, e un fel de exorcism și colectiv și individual. Poate mai încolo să spun, dar niciun caz, nu zic că-s militantă. Nu-i termenul potrivit, ci nu mă simt așa. Poate, nu știu. Da, civică. Mi-aduc aminte, poate e ciudat ce spun pentru unii dintre dumneavoastră. În decembrie 89, când a fost ceea ce a fost, cât a fost revoluție, n-a fost numai revoluție, a fost și puci, a fost și lovitura de palat, o să vedem ce o să apară acum când se desecretizează dosarele revoluției la 30 de ani. După, ce o să apară despre Ion Iliescu, vreau să spun și alții care... Ce-au vrut ei să... Da, exact. Deci, în decembrie 89 mă bucuram și era clar, vroiam să simt altfel, dar aveam un fel de paralizie, un fel de blocaj psihic și sufletesc din cauza mulților oameni care muriseră. Și eu mi-am găsit cumva conștiința morală în piața Universității 1990, la meeting-ul maraton de acolo. Atunci am știut că ceva în mine e altfel, că nu știu, că trebuie să mă implic, dar nu neapărat militant, dar că trebuie să mă implic, trebuie să am și ceva de spus despre România. Și am spus prin eseu. N-am știut că o voi face și în poezie. Iată că s-a întâmplat acum, repet, nu a fost ceva gândit. Dar în orice caz, dacă e să zic că mi-am găsit cumva conștiința morală, mi-am găsit-o atunci în Golania, la kilometru zero, în piața Universității 1990. Pentru mine a fost foarte important că am mers de la Cluj la București două zile și am văzut cu ochii mei ce era acolo. Se întâmpla la începutul lui iunie 90. Lucram împreună cu Gheorghe Rizanu la revista Glasul. Eu abia venisem de la Moscova după 3 ani de doctorat la Institutul de Literatură, în care chiar se regăsise o mulțime de oameni care până la Gorbaciov fusese exilat după Ural. Deci Bunăoară era un profesor, unul dintre cei mai apropiați discipule ai lui Bahtin, Kunitsin, deci apăruseră în cercul de la Institutul de Literatură. Și ceea ce se întâmpla atunci la Moscova, cel puțin în perimetrul acela, cât un timbru micuț pe harta Moscovei, însemna dezbatere intelectuală, însemna o mare libertate de gândire și de exprimare. Rectorul era Evgeni Sidorov, care într-o perioadă foarte scurtă a fost ministru al culturii în guvernul Yeltsin, deci până la Putin. Și printre cei care erau foarte prezenți a fost Bunăoară și Margareta Omarovna Ciudakova, cea mare specialistă în Bulgakov și cea care a transcris de mâine Sabacea Serță, deci Inimă de câine, și a salvat astfel textul pe care Gorbi vroia să-l distrugă, pentru că se vehicula ideea că s-a pierdut. Ei bine, deci după acea paranteză de 3 ani de zile foarte deschisă și foarte liberă comparativ cu ce se întâmplă aici, am venit la Chișinău și în iunie 90, cum vă spuneam la începutul acestei fraze lungi, am scris un text care se numea așa: anul literar 1989 este egal cu 1984 al lui Orwell plus un cincinal de poezie patriotardă. Și lucram la Leonida Larin la Glasul. Ce s-a întâmplat atunci în presă, țin minte și Vasile Gărnez și Vitale Ciobanu și cei care au văzut acea așa zisă polemică, în care sigur că eram KGB-ist, eram omul Moscovei și mai departe, Eu de fapt, atrăgând atenția asupra faptului că discursul, și așa puțin retardat, al poeților importanți la acea oră, și Vieru, și Davija, și Leonida, degenerase într-un hal fără de hal în momentul în care oamenii aceștia au început să scrie texte pentru meeting-uri, și momentul în care, și asta poate nu m-ar fi deranjat atât de tare, dar momentul în care niște copii de 12-10 ani recitau poemul acela cu 13 strofe pentru Mancurs, și într-o republică bilingvă cu limba rusă bine plantată, o fetiță de 10 ani spunea hui de-o potaie, asta chiar suna foarte nasol, nu trebuie să traduc acum ce înseamnă hui de-o potaie pentru un om care știe și rusa. Bun. Cam în aceeași perioadă, trăind în, deci după o Moscova foarte deschisă, repet,
trăind în Chișinău și simțind tot contrastul ăsta, a început să se rotească în mine un fel de leitmotiv de jazz, de ragtime mai degrabă, care până la urmă s-a cristalizat în poemul Crău, de câteva pagini, care, mă rog, poate fi numit oarecum și, și după multe șiuri, după multe alte șiuri, și poem politic, dar în care se regăsește și Lao Tzu și un fragment de descântec și Ion și Doina al lui Todorovici și mai departe. Miza oricum a fost una pe scritură, pe chiar belle écriture, pentru că toate trecerile, toate finețurile astea, trebuia să prind niște, sau cel puțin îmi propusese să iau un fel de mască mortuară care să arate foarte bine a unei lumi defuncte sau pe punct de a închide ochii. N-a închis ochii, după cum se vede până acum. Ca după aceea, exact în perioada, deci 92-93, să scriu la un poem care, în mod sigur că nu era conceput ca un poem cu rezonanțe politice, cel bătut îl duce pe cel nebătut, dar pe care și Marin Mincu și, nu știu, cam toți care au scris și a scris toată lumea atunci despre cel bătut îl duce pe cel nebătut, să-l citească și prin acest filtru. E adevărat că la un moment dat existau cei trei frați îngemânați și care țipau prin gaură de steag și multe alte, dar erau doar niște elemente. De fapt, textul era mult mai complex. Acum, revenind în zilele noastre, cred că discursul este cel care poate împinge textul spre, să zicem, un fel de publicistică ritmată sau ceva de genul ăsta și poate salva textul și ceea ce am auzit azi, de exemplu, la librărie din poemul Ruxandrei, chiar sună liturghie, cum ai spus, laică, civică, da, liturghie civică și... pentru că are această forță de a prinde realitate, dar de a o ridica la putere. Cineva îți dictează textul? Nu, notam niște idei să mă întorc cumva la întrebarea ridicată de Bogdan. De ce... n-aș zic... De ce acest trend al poeziei cu un foarte apăsat, mă rog, nu e chiar un trend, sunt doar câteva cărți, nu, care se au... Se vede la mai mulți, se vede la Cosmin Perța, se vede la Mariana Codruț, se vede la mai mulți poeți. Plus antologia rezistă, antologia rezistă. Păi s-au întâmplat câteva lucruri care cred eu că au stat la baza acestei schimbări, să zicem, de discurs poetic. Unul, nenorocirea guvernării PSD care ne-a scos din minți pe toți în ultimii ani. Doi, faptul că a existat, probabil ca niciodată, o comunicare între scriitori datorită rețelelor sociale, de unde și hashtag-ul și toate discursurile foarte... Înainte să se scrie poezie, de fapt, scriitorii, atâția cât au făcut-o, au luat poziție pe Facebook. Unii s-au implicat mai puțin, alții cu totul, cum era Duvancu, de pildă cu Mișcarea Vă Vedem și așa mai departe. Deci, dintr-o dată, a existat... Pense că vine să ne aresteze. O să fie repede. Așa că a existat această senzație de solidaritate și mai ales de comunicare în timp real a discursului anti-guvernare sau, în fine, politic al mai multor scriitori, de unde și probabil decantarea, într-un fel sau altul, în ceva mai mult decât statusul pe Facebook și în poezie, beneficiem cumva și de schimbarea de limbaj, pentru că dacă în 89 vrei, sau mai înainte vrei să scrii poezie politică, nu o puteai face la modul politic. Esopic, da? Nu puteai să spui muie pe cere. Acum... Puteai, dar numai odată. Așa. Acum poți să spui de mai multe ori și degeaba. Și s-a schimbat și limbajul ăsta. Pentru prima dată puteai face o poezie, nu știu care e termenul cel mai potrivit, militantă, politică, civică, dar în fine o puteai face pe față fără restricție de limbaj. Adică nu trebuia să mai apelezi decât cel mult la câteva metafore, la niște citate, cum a făcut Ruxandra, care în poemul ei, care e un poem palimpsest, adună de toate, grafitiuri, adună sloganuri, adună titluri de cărți, referințe, versuri, parafraze și așa mai departe. Și cred că au fost lucrurile astea care s-au aliniat cumva și a ieșit această, probabil, tentație, pentru că pentru prima dată cred că și ideea de poezie politică a scăpat între timp, de fapt, de
ceea ce știam noi despre poezia politică, Păunescu și așa mai departe. Dintr-o dată puteai să o faci în sensul bun, fără să fie patriotică, fără să fie imn dedicat conducătorului, fără să fie cu acele teme venite din 50 încoace, patria, sub asediu, dușmanii, în fine. Da, dar el are foarte puțin, e un volum micuț și singular, de fapt. Eu nu știu dacă au mai fost ceea ce... Mi-aș completa un pic legat de asta cu poezia politică și ce înseamnă ea, la ce se referă și cam ce cărți punem pe hartă. Într-adevăr, volumele care au cumva cea mai mare vizibilitate în zona asta și care sunt cele mai discutate sunt într-un fel destul de apăsat legate de evenimente recente sau de momente care au creat foarte multă tensiune și au polarizat foarte mult. Cum a fost pomenit înainte, Mișcarea Rezist, cam asta ar fi un centru important. Dar poezia politică este și poezia pe care o face Medea Iancu, care e poezie feministă, foarte asumată și, nu știu, după gustul meu, foarte bine lucrată. Și e un filon care începe să crească și de care foarte, foarte multe cititoare, în primul rând, dar nu doar cititoare de poezie și poete au nevoie. Și spun asta din discuții, inclusiv din discuții foarte lungi și foarte aplicate cu fete care vor să scrie, care scriu, cu femei care se confruntă cu o situație care le constrânge într-o măsură la fel de palpabilă cum te constrânge să vezi că țara ta e guvernată de niște oameni care te calcă pe cap zilnic. Da, asta cumva voiam să completez. Elena Vlădăreanu la fel scrie. Da, exact. Adică politic este și să scrii că, știi, nu prea ești plătit când trebuie și cum trebuie și să scrii și despre muncă și despre condițiile în care lucrezi sau muncești ca scriitor sau că... despre discriminare și așa mai departe. Și asta mi se pare interesant acum la noi, că începe cumva să crească și partea asta de implicare care nu este legată strictamente de un moment al prezentului, ci care radiografiază un pic mai în adâncime niște chestiuni care țin de sistem. Da. Apropo, știi cine e o pionieră legată de, cu mult înainte de Medea? Saviana Stănescu, dar ea a plecat în Statele Unite. Are o carte extraordinară, proscrisă, în care chiar... în anii 90. Și care vorbește despre femeia gospodină, femeia la menaj, femeia, da, deci are toate... și o face cu multă ironie și autoironie. Acum, Dan Sociu va trebui să spună ceva. Nu prea știu să vorbesc, să explic. Sunt oameni care știu să fac asta și eu nu pot, pentru că mă gândesc în timp ce spun ceva și să simte asta de tot. Nu că ceilalți n-ar gândi, doar că ei au deja gândit chestia dinainte și sunt profesori sau... Tu nu gândești decât când vorbești sau? Da, nu gândesc dinainte. Vorbește puțin? Da. E o idee veche că societatea e creată de idei, de lupta dintre gentlemen pentru anumite idei. Ăsta era termenul, citam gentlemen, care se luptă pentru că oamenii merg pe traseele ideilor pe care le care câștigă. În anumite perioade, în anumite contexte, e nevoie de un tip de idei, în altele de alt tip de idei, dar în fine, ar fi asta sună foarte relativist. Eu nu sunt relativist deloc, adică eu cred că există rațiuni pentru care facem lucruri și adevăruri. Și ele se contrazic. Și rațiunile duc la, sunt și mincinoase.
De multe ori sau erori, pur și simplu, fără să fie. Iar adevărurile sunt, adică o rațiune, de exemplu, să spunem, doctorul care aprobă să se pună 40% în plus de chimicale într-un pulpă de pui ca să fie mai grea. Rațiunea e, sunt banii, eficiența, toate alea. Rațiunea lui personală e mașina, oare tot ce are el în cap, în orgoliu, ego-ul lui, de cimpanzeu. Adevărul e că el otrăvește oamenii. Ăsta e adevărul. Scriitorii ar trebui să spună adevărul. La nivelul la care îl percep ei, în, adică subiectivitatea lor, evident, cât pot ei să se lupte, să perceapă mai bine, să se, așa. Așa am învățat eu, că așa, de multe ori am mers pe rațional, nu pe logos, nu pe adevăr. Și știu asta și uneori e nevoie să faci asta, cred, deși asta sună pervers, diabolic, dar ca să împingi cumva alte chestii sau să ajungi undeva, să cumva să minți paznicii drumurilor ca să treci, dar pe urmă trebuie să spui adevăr. În sensul ăsta, deci asta cred și cred că întrebarea e ce anume fundamentează adevărul ăsta până la urmă, că dacă nu este un fundament, atunci doctorul ăla, până la urmă, viața lui e bună, adică n-are nicio treabă cu ce se întâmplă, cu, să zicem. Și cred că fundamentează credința, Dumnezeu, altceva. S-au încercat alte variante de fundamentare, de tot felul, dar nu. Și asta e o idee pentru care au luptat tot felul de gentlemen și pe care majoritatea oamenilor o cred. Și cred că scriitorii, artiștii, când în momentele lor de adevăr, când vorbesc pentru cei mai nefericiți, când vorbesc despre nenorocirea oamenilor, despre când fac ceva din asta, într-un fel, atunci sunt de partea credinței, chiar dacă sunt atei, chiar dacă sau așa sunt. Asta nici măcar nu e, ce spune nu sunt ideale mele, eu doar ca un profesor acum ale... Dar sunt crezute de mine, adică le cred. În mod... Na. Și... poeții în ăștia 2000 care au făcut chestia asta și aici sunt poeți care au făcut asta, știu, și așa, și au... Cum să spun? E mult mai... câștigă mai benefic. Mai benefic să nu faci asta, de fapt. Adică e mai bine să scrii lucruri drăguțe de salon, de nu știu, de sau de comerciale, să ai un fel de așa, e mult mai, adică să scrii Sugio Ramona e mult mai convenabil. Efectiv, ai bestseller, ai două filme bestsellere și alea, ai tot ce vrei și iei doar niște chestii așa de, na, și le împachetezi și le așa și nu e nici un pic complicat. De asta spun, că cumva. Da, bine, câștigi și așa, de ce să fiu? Și cu mizerabilismul câștigi. Păi, de exemplu, stau la cetatea Dacă, la casa Dacă, care... Și așa. Na. Se vezi cum era țântul. Dacă vrei acolo, de jocuri tu. Dar, pe de altă parte, sper să mai se întâmple asta și la alți moldoveni săraci ca mine, care să... Na.
prin artizanatul ăsta, prin meșteșugul ăsta al scrisului. Dar asta cred, asta e toată chestia despre politica pentru mine asta. E, nu politica în sensul că PSD sau nu știu ce, e vorba de adevăr, că este un adevăr că PSD-ul face chestii bune, degeaba zici tu de nenorocirea PSD-ului, că întreabă, du-te tu și vorbește cu lumea, să vezi ce spune despre PSD, că de ce crezi? Lumea spune la vot chestii despre asta, comunică, uite, fii atent. Este un adevăr, dar e un adevăr și că ei sunt foarte toxici în multe chestii, adică sunt multe adevăruri dincolo de rațiunea politică, care crezi tu că e cool sau nu să fii. Na, nu. Bine. Când vorbea Marius, mi-am dat seama imediat la microfon, mi-am dat seama de un lucru, că în anii aia, care sigur că au fost romantici, pot să spun, dar dramatici din aia după 90, romantici pentru că se dărâmase un regim teribil, dramatici pentru că s-au dărâmat imediat și iluziile și după mineriadă era greu să mai crezi că începe ceva, se poate construi ceva. În mare parte de revolta asta propriu-zisă exista o reacție în muzică. Adică exista un întreg fenomen al muzicii care își asuma cumva, astăzi nu prea o mai văd. Eu am ascultat un disc al lui Andrieș, foarte frumos, pe blues, rock and roll, întreagă satiră, în fine, cu Olguța, cu Viorica, cu, bun, drăguț, ca să zic așa, dar nu cu furie, nu cu... Astăzi, și nici hip-hop-ul nu mai... Nu, dar mă rog, vreau să spun că nu mai e fenomenul ăsta. Muzica ar avea, într-un fel, o expunere, cel puțin, mai mare. N-am mai, nici hip-hop-ul nu-și mai asumă treaba asta și ar fi treaba lui să o facă. Muzica rock ar fi treaba ei să o facă, încă o dată, că au niște fundamente. Și de asta mă bucur că scritorii o fac. După aceea, iată, a picat antologia făcută la Cartier de Claudico Martin despre, din generația războiului și nu întâmplător a fost foarte bine primită și nu întâmplător a fost citită acum, așa cum a fost citită. Eu sunt convins că a contat într-un fel și iritarea, faptul că suntem, nu enervați, asta e banal, inervați. Excitarea asta politică, sunt convins că a contat și ea și ne-a deschis într-un fel alveolele porii către poezia asta, ne-a redescoperit-o. Nu știu ce întrebare. Vreau să pun și eu o întrebare, să mai fim un pic pe această dimensiune a discuției poezia în cetate. Aș întreba dacă am putea face o distinție clară între poezia implicată și poezia angajată, pentru că impresia este că cotarul între ele este foarte fragil, sau poate este totuși un hotar. Implicată, angajată? Implicată și angajată. Da. Eu știu, angajată e manea o luguță. Da, angajată de PSD. Aia e chiar angajată. Implicată, aș zice, e cealaltă poezie. Uite că și muzica se implică. Da, păi, apropo de exemplu muzical, în anii 90 s-a lansat o trupă, Implant pentru Refuz. Nu știu dacă ați ascultat ce versuri aveau. În timpul protestelor de anul trecut, când toată lumea era în stradă, Implant pentru Refuz, luni în șir, nu postau decât... concertele lor unplugged, de Valentine's Day și nu știu ce cluburi, adică dispăruse complet dimensiunea pentru care ei erau cunoscuți, numele lor însuși purta protestul și furia și dispăruse complet, adică nici măcar ei nu mai făceau în cele mai, în momentul cel mai intens. Nu știu. Poate Alina să zică, poezia asta a punctat foarte bine dimensiunea poeziei unor poete care merge pe temele astea sociale, polifeminism, discriminare, plată inegală,
misoginie și așa mai departe. Mai puțin timp. Mai puțin timp, că săracele trebuie să facă copii să gătească și să ne calce cămășile. Mie nu, eu mă descurc. Dar nu știu aici care ar fi distinția între implicat și angajat. Cred că eu nu-mi dau seama aici, poate știe. Și eu sunt un mare fan al poeziei Medei Iancu. Mi-am publicat toate poemele online pe care am putut posibil și am încercat să îi dau o voce chiar și într-o revistă. Deci, nu știu, poate Alina, dezvolți un pic, ești mai familiar. Puțin vreau să spun. Vreau să vă spun că, cum să zic, suntem persoane sociale și când suntem persoane sociale, mă rog, încercăm să ne comportăm decent și să avem un discurs cât de cât logic și rațional, dar de fapt, cei înăuntru nostru și ce depresie avem și ce nevroze și cât de tare ne ia sau ne ia dracul, mă, noi știm. Ăsta e adevărul. Eu sunt și profesor la facultate și evident că una este persoana socială și cealaltă este, sau altă persoană este cea care scrie. Mă refer la scrie literatură. În cartea de acum, nu numai militantă, dar s-a întâmplat ceva. Mi-am dat seama că toată poezia mea confesională se duce pe apa sâmbetei în momentul ăsta și că, de fapt, trebuie să renunț la depresia personală pentru că există o depresie de țară, mult mai puternică. Asta este ceea ce s-a întâmplat. Și atunci, sigur, în niciun caz nu m-am erijat să fiu portavoce sau să reprezint o comunitate sau o colectivitate. Nici vorbă, dar ceva în mine a zis: oprește-te, chiar dacă ți-ai nebunile tale și ai urile tale și depresiile tale și așa mai departe, există ceva mult mai puternic și mult mai important care se întâmplă. Adică dovadă că publicul a cumpărat-o mai mult decât cealaltă. Da, și asta a fost și pentru mine, deci de unde nu vroiam decât să o livrez electronic și să existe doar ca un manuscris electronic, este cea mai vândută carte a mea de poezie. Probabil fiindcă a fost înțeles mesajul ăsta. Sau a fost nevoie. Sau a fost, nu știu, da. Apropo de muzică și de muzică, dacă stați să vă gândiți cine au fost liderii civici în toată perioada asta, nu au fost scriitorii, ci au fost fie actori ca Marius Manole, fie muzicieni ca Tudor Chirilă, care au avut din start un public, mesajul lor a ajuns la un public mult mai numeros decât al scriitorilor. Poate să zicem Cărtărescu, zicem, să fie avut cât de cât un public comparabil așa, dar nu Radu Vancu sau... Dacă nu ștergi a doua zi postarea. Deci cumva literatura a picat din centru simbolic al prestigiului, în cel puțin în relația cu puterea, și a fost preluat de muzicieni, de actori și mai departe. Da, dar poți să întreb, nu e o șansă să-și recâștige prestigiul? Dacă are cine? Acum, adică... Da. Cred că e foarte greu să nu fii cât de cât implicat, mai ales acum când suntem cu toții atât de interconectați și aerul timpului se simte tactil. Adică mi se pare că e mult mai greu acum să chiar te izolezi în capsula ta, deși noi funcționăm așa pe triburi și fiecare are cât un hobby horse. Și, dar cu partea de angajat, cumva la nivel formal mi se pare că e destul de clar. Adică e o cauză pe care o asum și care e extrem de importantă pentru tine, e presantă, e o urgență, o asum și o transform la nivel poetic, mergând pe un limbaj foarte puternic, foarte asertiv, un limbaj care împrumută din limbajul publicității, din limbajul lozincilor, dintr-un limbaj care are, cum să spun, o textură a urgenței și care nu ține neapărat cont de cerințe calofile, de... El trebuie să se exprime și trebuie să construiască un corp puternic și care să fie vizibil. Cam așa aș putea să zic despre distinția asta între angajată și implicată. Iar Medea, e așa scrie, Medea. La numele pe care l-are. Da. Pentru mine a fi implicat înseamnă a trăi în mediu și a trăi conectat, capilar cumva, conectat cu ceea ce se întâmplă în jurul meu. A fi angajat înseamnă a pleca, de exemplu, într-un fel de experiență folclorică sau antropologică sau ceva de felul ăsta, ce ai mers 3 săptămâni pe teren, ai colectat nu știu ce și ai făcut. Nu m-a interesat așa ceva. Cred că și în vârstele unui poet sunt diferite faze în care la un moment dat simți nevoia pur și simplu să fii turist, să fii explorator, dar există și o perioadă în care te regăsești în ceea ce ai tu mai autentic și în ceea ce comunică mai într-un fel de imediatețe cu celălalt și cu celălalt
fie că e vorba de, bun, și având și note, furii de astea, reacții virulente sociale, sau având furiile astea teribile atunci când îți moare un prieten. Adică, pentru mine, a fi implicat înseamnă, de exemplu, să retrăiesc, și de fapt asta mi s-a întâmplat în apartrid din acest poemenic, să retrăiesc la modul furios, aproape ca un eu furios, când îi dispar deja apropiați și mai departe, moartea fiecărui prieten. Adică în momentul în care în 2000, vorbeam cu Bogdan, deci în 2014, deci eram cu Liviu și cu Antonese și cu Sandu Vlad și am povestit câteva zile și aveam toată eternitatea în față și la un moment dat, mai puțin de 3 luni de zile, pac, s-a dus. Pe mine lucrul ăsta m-a întors foarte tare pe dos și simt că, bun, prin textele foarte scurte, ca un fel de acupunctură așa, nevralgică, poți fi conectat, implicat la real, conectat și e și un mesaj, dincolo de zicem, constructul textului, e și un mesaj social care se transmite pentru că au plecat tocmai cei care erau niște voci. Mă întorc la cumva la o discuție mai devreme, părea, încercai tu, Bogdan, să dai seama de ce acum se scrie genul ăsta de poezie, și m-am gândit între timp, poezia e un anticorp și ea se duce unde e boala. Și ar fi fost anormal să nu fi existat genul ăsta de reacție, adică mie mi se pare un semn extraordinar că în cele din urmă asta de scriitori activi care sunt reacționează în felul ăsta. Poate că nu scriu și nu vor scrie cele mai bune texte ale lor literare, dar faptul că ele ajung la mai mulți oameni decât ar fi ajuns textele lor personale, asta arată pe de o parte necesitatea implicării și a scriitorilor, cum spuneam. Poate că mai sunt oameni care cred că scriitorii ar trebui să fie mai prezenți în problemele publice, știi? Scuzând, sau cum să zic, dintr-o dată dimensiunea estetică fiind secundară. Apropo de trecerea asta de la depresia personală la depresia de țară, eu nu consider pe Marius creativitar, ci scriitor, pentru că se manifestă în mai multe domenii, chiar dacă a început ca critică literară. Știți cum și-au intitulat cei care au scris despre cartea mea textul, cu excepția lui Emilian Galaicu-Băun? Toți, de la Marius, Ana Blandiana, Nikita Danilov, Marta Petreu, Rita Chirian, Ștefan Manasia, toți și-au instituat textul fără să știu unii de alții. Depresia de țară. Asta înseamnă că e evident. Da, asta înseamnă că e evident și chestia asta a fost marcantă. Emilia a fost singur ca titlul al cronicii. Da, ca titlul al cronicii, ca titlul al textului scris despre carte. Da. Domină între texturi. Da, deci... Acum trebuie să mă gândesc și eu, ca Dan Sociu, la o altă întrebare, de cum nu m-am gândit dinainte. Nu? Ce să fac? Nu, asta spuneai că, sigur, poate nu sunt poemele cele mai bune, poate sunt, nu cred că sunt în plan secund esteticul, ci negociindu-l altfel sau cântărindu-l altfel, punându-l în tensiune cu eticul, cu alte tipuri de... Nu ne mai a trecut vremea aia când mai e cititorul ăla care să caute intensitatea, puritatea esteticului și mai știu eu ce. Nu, literatura trebuie să fie aici și acum. Dacă nu e aici și acum, a pierdut meciul, din păcate. Turn de filde și cetate. Pentru noi, acum să întreb pe Emilian cum e și pe ceilalți, chiar sunt aici și cred că e și Dumitru, Vasile Gârneț, Vitalie și toți și ceilalți, Ernu și așa mai departe. Noi trăim într-un spațiu cultural relativ unificat, să zicem. Adică, în mod clar, există capilare care trec dintr-o parte în alta, da? Bun. Dar nu trăim într-o realitate comună. Nu trăim într-un spațiu politic comun.
Am impresia că la un moment dat, în anii 90, a existat o presiune socială, politică mai mare aici, asupra, vreau să spun, asupra poetului, asupra scriitorului, decât dincolo. Cumva că literatura a fost obligată într-o mai mare măsură să se, și înainte de 90 poate, să se implice decât dincolo. Dau două exemple diferite. Înainte de 90, literatura din România, din Republica Socialistă România, fugea ca de dracu de tot ceea ce înseamnă temă națională, pentru că Ceaușescu dusese în grotesc naționalismul, pe când aici o parte a poeziei, dimpotrivă, încerca să recupereze, să reinventeze problema asta. Adică aici sunt provocări, diferite. Așa încât eu aș încerca scurt să vă întreb care e, nu știu, ați simțit, sigur cred că întrebarea e acum valabilă și pentru literatura din România, în ce măsură simțiți că e o datorie implicarea asta, că e o, cum să zic, un mod de a trișa, să te cațeri, să te cocoți ce era turn de fildă și mă rog, să întorci spatele realității astea. Există o, simțiți o presiune, o așteptare din punctul ăsta de vedere? Simțiți o datorie, poftim, etică, să vă angajați estetic în, să dați o versiune estetică a adevărului politic? Hai să încep puțin mai ironic cu datoria. O singură dată în viață, eram student, cred că prin 82-83, aveam puțin mai jos de facultate singura librărie, și nu mai știu dacă Drujba se numea totuși, aia de lângă Hotelul Național, pe atunci se numea, nu mai țin turist. Turist, da? Inturist, exact, Inturist. Am chiulit de la două ori, urma să vin la a treia și acolo am găsit o carte și nu mi ajungea, nu știu, o rublă și ceva pentru ea, o carte românească. Că apăreau foarte rar, puteai găsi cărți în limba mongolă, care toată lumea vorbește aici, vă dați seama. Vietnameză, exact. Mongolă, vietnameză, minunata limbă maghiară. Toți vorbitori de maghiară aici și de, mă rog. Am fugit, am uitat că, de fapt, ca și cum eram bolnav, am fugit înapoi spre facultate, am găsit un coleg care de pe atunci deja vindea niște viniluri, apropo, mare viniluri. Atunci erau. Da, atunci erau. Și am împrumutat de el urgent, nu știu cât, mi-a lipsit mie 3 ruble, m-am dus acolo, mi-am cumpărat cartea și până a doua zi n-am putut închide un ochi pentru că îi datoram cuiva prima oară în viață ceva. De atunci n-am mai avut datorii, apropo de datorii. Și acum, hai să puțin să-ți dau peste cap imaginea pe care ai creat-o tu la începutul acestei întrebări cu scriitorii care în anii, deja 90, se simțeau datori și așa mai departe. Eu cred că, de fapt, au fost câțiva oameni care au scriitori foarte vizibili pe atunci, care nu atât s-au simțit datori, cât și-au ridicat solda. S-au folosit... Deci, cei care, câțiva dintre ei, foarte sincer, deci, m-au scris niște pamflete, niște, știu, niște... În literatura și artă, sau nu, m-am arătut că în literatura gazeta, niște eseuri despre apere, despre ecologie, că s-a început cu ecologia, s-a trecut la ecologia sufletului, Druțe, cu niște texte foarte, foarte bune pe atunci, dar deja în anii 90 și ceva, când aveam președintele Snegur care s-a autoales în 92 și pentru că singurul său contracandidat era tot Mircea Snegur, s-a întâmplat altceva, deci au început să graviteze poeții ăștia care într-o primă fază erau, zicem, convențional vorbind, pe baricade, au început să graviteze în jurul președintelui. Am văzut, Dita, mai, dacă vedeți primele fotografii de la adunările naționale din 90, 91, 92, veți vedea jumătate din Comitetul Central al scriitorilor acolo, pe tribune. Și n-au dat nici cele mai bune texte, nici cele mai bune exemple, pentru că la un moment dat, pur și simplu au oferit un fel de plus de credibilitate unor oameni veniți din eșalonul 2 al Comitetului Central de Partid și care astăzi și-au legitimat aflarea lor în fruntea unei republici naționale, nu așa, moldovenești, etc., etc. Scuzați că fac o autoreferință, dar mă rog, fiecare vorbește și despre cărțile sale, că eu tocmai din sictirul ăsta venea, pentru că se cânta pe atunci și nău orașul alb cu umerii de piatră și că era exact pe invers.
pentru că deja se simțea un fel de un fel de ruptură schizoide între un fel de orizont de așteptare în care deja intelectualii se vedeau pe post de Moise și de alți profeți care mergeau înainte și dădeau tablele legii și realitatea oferea niște contraexemple absolut îngrozitoare. Așa că la capitolul de datorie, repet, cele trei ruble care nu mi-au dat voie să pășesc, să dorm o noapte, deci cam alea sunt singura datorie, formează singura datorie asumată. Pe de altă parte, dacă tot trecem de glumițe și intrăm într-o zonă mai adâncă, eu am perceput ca un fel de, nu știu dacă datorie, dar chemare, dacă nu te superi, o chestie pe care, pot să împrumut la tine cartea mea, te rog, o clipă, pe care o spune la un moment dat, o spune Ioan Moldovan despre cărțile mele, spune ceva de felul ăsta: a citit textele sale reclamă cititorul o atenție strașnică, cum și o pregătire profesională de genul cele pe care o solicită textele unor Șerban Foarță sau Luca Pițu. Nu vorbesc pentru a mă pune ecuație cu Șerban Foarță și Luca Pițu, ci pentru a sublinia o condiție a marginalului într-un spațiu mare, într-o Românie dodoloață, o Românie literară dodoloață, dintr-un capăt și de aici până în Timișoara sunt cam 1000 de kilometri. Ca poet al margini am simțit o nevoie suplimentară de a fi mai performant în text, de a lucra în filigran, de a aduce o limbă română filtrată prin mai multe ape, de a da un dublu rafinament unui text. Deci n-am scris, iarăși citindu-l pe Cis, nu o țuică, dar o țuică dublu rafinată am făcut și așa mai departe. Și asta am simțit-o ca un fel de chemare. De-aia nu ne-am, și apropo de întrebarea foarte mișto, cine a întrebat la școală, cred că tu ai întrebat la școală despre, ce cu poeții de acum care scriu neglijent, care așa, ce merg pe stradă, de stradă. Bun, poți să scrii poeme stradale așa, dar să le treci prin niște filtre, să le dai un statut, să le ridici la putere, ca să revin la această idee. Asta mi se pare important și nu știu, ziceai și de Dudu și de cine, Vasile Iernu și alți scritori de aceia care, nu știu cum au simțit fiecare. Dudu era plecat o perioadă în Georgia, după aceea în România, Vasile deja era la Iași, după aceea la Cluj. Eu am cam stat aici în toată perioada asta, bun, am mai făcut naveta pe la Paris și prin alte orașe minunate, dar asta mai puțin. Mulțumesc, este o dovadă că o întrebare mai tâmpițică așa poate să ieși un răspuns extraordinar. Etajat. Zicea mai devreme Ruxandra Cesereanu că tocmai această carte s-a vândut mai bine decât celelalte de poezie. Da? Voiam să întreb privitor la cititor. Credeți că ar fi o diferență de cititor? Poezia turnului de Fildeș ar fi adresată doar cititorului de elită și cea implicată sau civică cititorului mai larg, de masă? Sau cum vedeți cititorii acestor două tipuri de poezie? Întâi, ca să-i răspund și lui Bogdan, și eu aș evita cuvântul datorie, că mă deranjează foarte tare, scrâșnește. Mai degrabă aș vorbi despre instinct sau energie poetică, mai degrabă decât de datorie. Nu vreau să clasific, pentru că aici nu vreau să fiu profesor, nu sunt profesoară în momentul ăsta, aici sunt poetă. Și chiar nu vreau să teoretizez, dar voi spune altceva. Pentru mine, gestul cel mai atingător, cel mai profund, cel mai puternic a fost și am aflat ulterior, dar n-am știut, cineva de la Cluj, un profesor de la Cambridge, care a venit la demonstrația din 10 august, a dus cartea mea într-un grup de protestatari. Și mi-a povestit reacția, am aflat după ce m-am plecat în vacanță, am aflat după ce m-am întors. Și, pe de o parte, m-am simțit vinovată pentru că nu eram în țară atunci, mi-a fost oarecum rușine, pe de altă parte, felul în care el mi-a spus că oamenii își dădeau, era într-un grup de 30-40 de oameni, evident, nu e vorba de mai mulți, felul în care oamenii își dădeau cartea de la unii la alții și vreau să citească și erau curioși și
nu știu, chestia asta m-a bulversat extraordinar, m-a emoționat, m-a bulversat. Poate că-s patetic acum, dar cred că lucrul ăsta a contat mai mult decât toți cititorii cult sau cititorii oficiali sau cititorii, nu știu cum să-i numesc. Nu că n-ar fi contat reacția prietenilor mei sau a scriitorilor care mi-au trimis mesaje de feedback după ce le-am trimis manuscrisul electronic, dar dintr-o dată reacția acestor oameni într-un fel legitima felul în care, slavă Domnului, am putut să renunț aici la depresia personală și să mă ocup de altceva care era mai important decât problemele mele psihice și nevrozele mele. Eu pun încă o întrebare, așa? Răspunsurile contează. V-ați gândit, nu spun temut, nu spun dacă ați luat în calcul, ci pur și simplu dacă a trecut, dacă ați cântărit, nu. Dacă v-ați gândit vreodată că o poezie de felul ăsta va fi citită în primul rând politic și că ea va fi refuzată din start, nu? De o masă considerabilă a cititorilor, de o parte considerabilă a cititorilor care au alte opțiuni politice. E ăsta un risc? Și dacă e un risc, în ce măsură contează? Asta e ca și cum ai întreba, ca să deschid poate totuși discuția și spre alte teme, în ce măsură un poet, când îi se întâmplă o carte de poezie sau plănuiește o carte de poezie, își pune problema tematicii în funcție de public. Dacă o să scrie despre moartea mamei, voi fi citit de cine? Dacă voi scrie despre 10 august, exact, despre cine voi citi? Dacă voi scrie o carte despre copilul meu sau nu știu dacă, cred că, cum ziceam, o carte de poezie și nu neapărat de poezie, dar în principal de poezie, că vorbim acum despre ea, vine ca o necesitate, un răspuns al unei urgențe personale, care poate să fie orientată către diverse aspecte ale vieții tale. Nu știu dacă spui vreodată, cu atât mai puțin ca poet, pentru că oricum nu vinzi decât sectei de 100, 200, 300 de oameni care mai știți poezie, din care jumătate sunt oricum ceilalți poeți, nu știu dacă spui cu atât mai mult problema audienței a ceea ce tu vei scrie. Mai zice ceva, scuze. Doar o completare, Nicuță. Și până la urmă destul de cunoscută, dar cred că merită un pic subliniată, că toate aceste cărți ale noastre se reinventează de fiecare dată când cineva le deschide și le citește. Adică cititorul realmente produce text, cumva. Cartea mea, de exemplu, citită de primii ei cititori, trei oameni în care, la care țin foarte mult și la ale căror idei țin foarte mult, au avut niște reacții atât de polarizate și atât de diferite, încât aveam senzația că le-am dat să citească trei cărți luate la întâmplare din bibliotecă. Nu, mereu o să lași pe cineva pe din afară, mereu poate o să dezamăgești în așteptări exact pe cei pe care îi aveai în minte atunci când ai scris ceva. Și, nu știu, mi se pare că e inevitabil, adică fie că e vorba de o chestiune politică pe care vrei să o adresezi, fie că e vorba de ceva experimental pe care tu vrei să-l pui acolo, fie că e, mă rog, lista temelor și a pistelor e nesfârșită până la urmă. Dar asta e un risc. Eu am avut o experiență, Marius știe că cu el am mai povestit și cred că și cu Emilian. Cred că da, la toate cărțile mele am așteptat cumva o reacție. Asta e singura carte de la care n-am așteptat și cartea la care am primit cele mai multe. Pentru că nu eram eu, pentru prima dată nu eram eu personajul. Era un mesaj pe... Era altceva, vorbeam eu, dar vorbeam în numele multora sau în numele altora. Nu mai eram eu și atunci, într-un fel, nu mai era atât de personalizată, deși ea e personalizată, sigur că da. Că, așa cum v-am spus, nu e doar... nu e doar patria, e și mama bolnavă, sunt tot felul de chestii aici care s-au amestecat, dar n-am așteptat reacții de la ea pentru că, repet, n-a fost gândită, a fost într-o lună de zile sau într-o lună jumătate scrisă. Și e cartea de la care ne aștept nimic, a primit cele mai multe reacții. Aș putea să întreb ceva? Da, dă-mi voie să răspund, Irina, pentru că se leagă de ce s-a spus până acum și după aceea... Pentru mine este foarte, periculos,
nu e un cuvânt potrivit, pentru că până la urmă literatura nu se cere apărată. Dacă ea reziste, ea se apără singură. Dar atunci când unei cărți îi se aplică o grilă clar deformată de lectură, o grilă falsă și se insistă și mai ales o fac niște autorități number one în materie, asta uneori poate deturna discursul și nu știu ce ne are de câștigat. Și dau un exemplu. În 91 mi-apărea la Hiperion, deja redenumită literatura artistică, și mi-era redactor și Vasile Grân și Vitale Ciobanu, mi-apăreau Levitații deasupra Hăului. Carte scrisă pe 3 sferturi la Moscova, deci între 80 și 89, la Moscova, în care, cum spuneam în poemul pe care l-am citit în librărie, nu exista an să nu se arunce cineva în gol dintre studenți. Era o tradiție. Asta chiar era o tradiție. Și cel mai mare performer în sensul ăsta a fost un student din Iacutia, Mursana, care s-a aruncat de 2 ori de etajul 7 și de 2 ori a rămas în viață. Deci, ca să vedeți. Și, dar în jurul căminului, pe lângă ferestre, erau niște copaci. Toți erau tărâmați, săraci, adică cum credeau ăștia, ca pietre, erau, ziceau, niște anti-ecologici, domnule, deci au fermat natura. Bine. Și, nu mă refeream neapărat la aceste, da, și asta făcea parte din peisaj. Dar, oricum, Levitații deasupra Hăului era totalmente altceva decât a scris Acad Cimpoi, care spune așa: se vede că a revenit poetul în patrie Levitații deasupra Hăului și tragedia Basarabei, Hăul care ne desparte de frații români. O chestie absolut îngrozitoare. Deci m-am făcut mic de tot, mi-a pierit vocea ca lui Dan, care s-a și eschivat cu ocazia asta, chit că nu este întrebat acum. Această lectură, aici a persistat puțin. Din fericire, exact la cartea asta a scris Ioan Mușlea, a scris Cistelecan, a scris Adrian Popescu, a scris Coande. Deci o mulțime de lume, și atunci Mihaela, da, și mulți alții, și atunci au reașezat cartea într-o grilă autentică de lectură. M-am bucurat să constat acum că am fost singura excepție care i-a aplicat puțin o altă grilă de lectură Ruxandrei. Noi avem o prietenie foarte veche, ca să se știe. Ne cunoaștem de 92 și am avut și polemici de o noapte, adică o polemică începută la 8-9 seara și terminată la 6 dimineața. Și ne intrând în casă, adică ne-am pornit spre casă și am avut de spus ceva și n-am intrat în casă până nu ne-am spus până la capăt. Pe bune, deci aia polemica de la noapte de la Calvaria, da. Nu, e suficient, atâta să spun, da. Și față de martoră Eugenia Bojoga, da, exact. Deci, mi se pare că până și celui mai, zicem, implicat, ca să nu pronunț cuvântul angajat, care chiar nu se potrivește, text, dincolo de grila aceasta socială, trebuie să-i se aplice și o grilă literalmente, deci literară, în chichițele ei, adică să intrăm și în structuri, pentru că o poezie nu înseamnă doar o înșiruire de cuvinte, înseamnă și o ritmicitate și tot ce ține de partea de artizanat, care este și foarte frumoasă. Fără aceste grile, ne sărăcim pe noi înșine. Da, Irina, te rog. Vă salut, mă bucur foarte mult că vă văd. Probabil că știți că în Chișinău nu se mai protestează. Dacă la București, în alte orașe din România, se fac protestat Dodon. Se protestează, dar vine foarte puțină lume. Practic, nu sunt deluat în seamă astfel de proteste. Și vreau să vă întreb în ce măsură un scriitor poate protesta. Cum vedeți, dacă este posibil protestul personal al unui scriitor și unde l-ar face? Este întrebarea numărul 1. Și numărul 2, cum vedeți activitatea cumva sau legătura scriitorului cu cetatea pe Facebook? Cu unii dintre voi suntem prieteni pe Facebook, văd informația pe care o postați, pe care o publicați. Pe de altă parte, eu, de exemplu, dacă postez vreo poezie sau vreo idee sau vreo frază pe Facebook, reacționează oameni cum oameni cumva nescriitori, pe când scriitorii nu reacționează deloc. Este un anumit egoism feroce al poeților, al scriitorilor.
În ce măsură totuși această activitate pe Facebook a scriitorului este importantă pentru cetate sau nu? Iar în ceea ce privește Facebook-ul, el e un mijloc de comunicare și de întreținerea unei relații în interiorul comunității, dar și în afara ei. Nu-mi dau seama nici el cât de eficient mai e. Pur și simplu e ca are limitele lui bula asta despre care tot vorbim, pare scorbura în care ne ducem și țipăm cu toții. Există riscul să se detensioneze la un moment dat furia prin supapa Facebook și acolo, pentru că esențial e la un moment dat să reacționezi pe Facebook și să spui trucul acolo. Nu? Da, pe de altă parte nimeni n-ar fi ieșit în piață în prima seară a UG13 dacă nu ne-am fi văzut pe Facebook, care toată lumea s-a mobilizat și într-o oră erau câte 4.000 de oameni în București, după care a început, de fapt, toată nebunia cu protestele, adică are și n-are, are niște limite, dar într-adevăr rolul lui cred că e foarte... Altfel ce am fi făcut? Am fi stat să ne sunăm unii pe alții și să vorbim la telefon, băi, cum ce-au mai făcut ăștia? Mai sunt și chestii simbolice, zic eu, care încă sunt posibile. Poate o să vă amuze ceea ce o să vă spun, dar asta este. Între drumuri la spital, cu mama, la facultate, cu cursurile pe care am, ședințe de redacție, coordonări doctorale și propria mea viață, n-am mai ajuns să merg la proteste, asta este. N-am mai ajuns, n-am mai avut energie, n-am mai putut. Și au fost momente, Corin s-a amuzat, dar până la urmă a spus, da, m-am amuzat la început, dar e o chestie. Eu mi-am făcut o pancartă acasă și când nu mă pot duce, ies pe balcon și stau cu ea. Când apuc să stau cu ea. Și el a zis, da, e absurd la început gestul, după care a zis, nu e absurd de fapt, înțeleg ceea ce vrei, n-are importanță nici că nu te vede nimeni, deși oamenii care vin de pe somă își văd acolo o tipă cu o pancartă albă pe care scrie, când nedreptatea devine lege, nu e un citat din Tennyson sau nu știu, din american, când nedreptatea devine lege, nesupunerea devine datorie, obligație. Și la un moment dat am vorbit cu mai mulți prieteni care mi-au zis, nu pot să vin, nu pot să ies, n-am timp. Zic, foarte bine, fă-ți o pancartă și ieși pe balcon. Și mai mulți mi-au spus că și-au făcut și ei pancarte. Sigur că e absurd. E absurd, dar e un gest simbolic. Când ningea și era fric și nu știu ce, nu mai aveam nicio putere să mă duc nicăieri. Eram sfârșită, eram epuizată, eram și cu viroză. Da. Faptul că am ieșit alea 5 minute m-a făcut să mă simt mai puțin vinovată că nu fac nimic. Eu am făcut chiar mai mult, sunt cunoscut la mine în cartier, eu vandalizez corturile PSD-ului. Vreau să spun că am făcut mai mult decât Rux, dacă l-am auzit pe Marius, nu pot să spun că am făcut mai mult, pentru că ce-am tot, mă rog, iarăși făcut o rădine în frază, în ultimii niște ani, de fapt, dacă mă gândesc bine, a fost să scriu, de exemplu, pe blogul meu pe Europa Liberă, care este destul de citit văzând reacții, nu doar pe teme literare, de departe, nu doar pe teme literare, și sunt foarte puțin, de fapt, stau pe Facebook și pe, mă rog, tot felul de platforme, dar am plasat de fiecare dată și s-au reluat textele, deci a fost placardul, deci doar că nu pe balcon, ci pe pagina mea, care a tot fost reluată. Și e și asta o modalitate. Nu mi s-a întâmplat, și, deși m-au tot aproape că somat să vorbesc pe la meeting și am spus că nu sunt vorbitor la meeting, dar de foarte multe ori când am avut lansări de carte la librăria pe care o cunoașteți și dacă mai cu seama era vorba de carte de istorie, nu puteam să nu fac niște punți spre realitatea din stradă, adică nu ieșeam, nu rămâneam doar în turnul, de fapt în ce era lui subterana de fildeș, nu chiar de fildeș, de celuloză, demisolul de celuloză și ieșeam, da, și ieșeam în stradă, deci făceam lipitura cu strada, au fost și discuții, mai mult decât atât, acum niște ani de zile aveam o altă librărie mai mică aici pe strada Puștii, se numea Librăria Nouă cu cifre, așa, deci Librăria Nouă. Și la un moment dat invitasem pe tinerii istorici, Petru Negur, Andrei Cușco, Tamara Cărăuș, țin minte că ai vorbit și tu la acea librărie și alții. Și asta tot degaja o anumită energie, adică nu se poate spune că... Doar că fiecare și găsește forma de a se manifesta. Deci, asta mi se pare. Da, te rog, tare.
mulțumesc. Apropo de proteste, e chiar o problemă cu protestele. Irina, așa, parcă cumva ai pasat, ai pus întrebarea asta, dar ea mi s-a părut la început oarecum de la sine înțeleasă răspunsul pe care îl poate livra, îl pot livra mulți dintre noi, dar are un înțeles, deși am și eu mari rezerve în privința asta, pentru că vorbeați mai înainte de nevoia unor texte civice. Care este rostul lor? Rostul lor, în primul rând, să te reprezinte pe tine, sigur, sunt niște sentimente. Dacă cumva simți că te înstrăinezi de tine însuți scriindu-le, chiar dacă servești o cauză nobilă, nu-i așa, națională, protestatară, civică, cum o fi ea, atunci textul ăla va suna fals, va fi calp, nu-și va atinge rostul, nu te mișcă nici pe tine ca autor și nu va clinti niciun fir de păr din, nu știu, scăfârlia unor cititori. Asta nu se va întâmpla. De asta se pot scrie și poeme din astea cu iz militantist oarecum, dar să te angajeze personal, să-ți angajeze interioritatea, valorile în care crezi. Și aici vin spre povestea cu protestul. La noi, într-adevăr, scriitorii nu prea protestează sau postează pe Facebook. Har Domnului, avem această platformă și ne putem instantaneu face auziți cu ajutor grație acestor rețele de socializare. Dar e nevoie totuși de prezența scriitorilor în cetate, pentru că ei au în spatele lor o anumită credibilitate, un capital de credibilitate și de onorabilitate, îmi permit să spun și să sper, pe care alți actori pe care îi vedem în spațiu public și-au pierdut-o sau și-au erodat-o. Din cauza faptului că fac politică propriu-zisă sau au biografii mai discutabile, mai scandaloase, ocultate pe anumite secțiuni. Scriitorul e cumva ce e în ușă, e și în căpușă. Are această credibilitate ontologică din start. Și atunci și prezența lui și cuvântul lui probabil rezonează altfel și capătă o dimensiune mai importantă și poate mișcă niște inimi. Dar asta nu putem cuantifica. Like-urile pe care le mai adunăm așa, sau share-urile, da, sunt o formă de feedback important, cam singurul pe care îl putem obține stând pe Facebook, dar în ce măsură rezonează aceste apeluri, texte, dacă e vorba de texte literare, în general, chiar e o problemă. Și eu stătea așa o întrebare să vă pun, stătea pe limbă, dar într-un fel ați atins această chestiune, rezonanța acestor texte. Pentru că dacă vezi că lumea le caută, le citește, aceste broșurele se transmit din mână în mână și creează o emulație și un entuziasm, atunci cumva te gândești că merită să faci efortul ăsta și că iluzia asta e o iluzie necesară și poate să rodească. Dar dacă nu ai dovada acestui feedback, acestei rezonanțe, atunci da, e mai greu, dar până la urmă orice am scrie trebuie să ai o motivație personală foarte puternică, o motivație existențială, o motivație ontologică. Fără ea, literatura, indiferent de gen, indiferent de textele pe care le facem, nu-și prea are rost. Așa văd eu lucrurile. Da, Tamara. Mulțumesc! V-am ascultat pe toți cu foarte mare atenție și îndeosebi am încercat să decodific spusele poetului care a zis că gândește în timp ce vorbește. E undeva pe aici ca să văd dacă... S-a dus după o cămașă. Dacă am decodificat corect. Deci spunea el că sunt gentlemanii care au idei și poeții care... A tot spus niște cuvinte precum adevăr, fundamente, crezul poetului și încercând eu să decodific ce spune el, am făcut o legătură cu ce a spus Alina despre poezia feministă și încerc să decodific ambele afirmații în context și anume
Nu există adevărul politic, așa ați spus, adevărurile ale politicii. Nu există într-o lume în care trăim noi astăzi, trăim doar fără fundamente. Deci orice există, orice temei, orice e considerat fundament, e un rezultat a unei decizii care a fost cândva o decizie politică. Din această perspectivă, motoul feministelor, ce e personal, este politic, e în prezent o definiție ontologică a politicului. Deci nu există, de punct de vedere ontologic, așa cum a vorbit și domnul Vitalie Ciobanu, ceva care ar fi politic. Însă există decizii care se iau la un moment dat și care sunt, bineînțeles, contingente și care produc anumite decizii la rândul lor contingente și pe care noi le credem temeiuri. Iar aceste temeiuri întotdeauna au fost contestate de către cine? Bineînțeles, de către poeți și de către scriitorii care au procedat așa cum spunea poetul care gândea în timp ce vorbea. Nu știu exact cum, n-am reținut cum îi spunea. Asta vreau eu să zic și din această perspectivă unde orice personal este politic, mi se pare o definiție destul de exactă a condiției poetului, nu numai de astăzi, dar întotdeauna, pentru că ce a făcut poetul? A contestat fundamente stipulate de către alții. Din această perspectivă mă întreb dacă nu cumva ar trebui să chestionăm însăși noțiunea de turn de fildeș. A existat vreodată poetul chiar într-un turn de fildeș? Suntem atât persoane private și restul e social, așa cum a spus doamna Cesăreanu, care exista o persoană privată și una socială. De ce ar fi nevroza, când știm de la psihanaliști, că nevroza nu e o chestiune personală, e produsă de societate, civilizație și tot așa. Deci ne întreb dacă n-ar trebui cumva să renunțăm la această distinție, turn de filde și restul, pentru că, iarăși o să fac referință la alții, după cum a spus și Wittgenstein, nu există limbaj privat. Nu există limbaj privat nici în cazul poeților, zic eu, și suntem constituiți deja, constituiți ontologic, așa cum a spus și domnul Vitalie Ciobanu, de către societate. Din această perspectivă, poetul întotdeauna în marginalitatea lui a fost cel mai subversiv și cel mai contestator și cel mai politic, pentru că mergea chiar la fundamente și arăta că sunt de fapt contingente și stabilite prin chestiuni arbitrare. Din această perspectivă, pentru mine, dar nu numai pentru mine, aici, în spațiul ăsta, nimeni nu s-a lăsat păcăliți că cei care au cântat Țara au fost cu adevărat poeți. Toți l-au perceput pe Galaicu Păun ca fiind poetul adevărat, anume în marginalitatea lui și pletele lungi. Deci era poetul subversiv, era poetul cel mai politic și în continuare este, nu datorită implicării în societate sau poeziei politice pe care o scria, ci anume datorită acestei asumări și acestei marginalități, care nu e nici de cum turn de fildeș, dar e cea mai subversivă dimensiune a unui poet, aș zice eu. Impresiile astea le am ascultându-vă, dacă mai am alte, vi le spun pe parcurs. Elogiu, credeți, mai degrabă. Credeți că mai ținem om? Elogiu. Să ținem. Nu mai știu ce înseamnă elogiu. Laudă. S-ar putea ca această exaltare a politicului în interesul relației cu cetatea să fie niște idei reziduare. Fiindcă dacă scoatem dimensiunea politică din expresia cetății, din civita se rămâne urbis. Și în acest caz v-aș întreba în ce măsură, fiindcă într-o geografie culturală românească sunt niște topusuri culturale pe care le recunoaștem singur. Iași, Cluj, București, Timișoara. Sper că odată și Chișinău să intre în această geografie culturală ca un partener egal. Este efortul și acestor zilele literaturii române la Chișinău. În ce măsură, fiindcă orașul probabil este cea mai profundă și cea mai complexă expresie a culturii, sau a ceea ce a creat omul. În relația aceasta între ființă, între poet și loc și tipul lui de locuire, iată apare niște lucrări literare. În ce măsură geografia, locul și locuirea, poate deveni existență. În ce măsură se poate vorbi despre poetul Clujului, poetul Chișinăului, poetul Timișoarei, poetul Gării de Nord, de ce nu? Poetul Armatei Poporului. Da. În ce măsură tu ești poetul Chișinăului? Este o discuție pe care noi o putem da. Dacă geografia poate deveni existență.
prin 96-7 apărea colecția de poezii la editura Dacia Poeții Clujului, cam așa ceva, 97-98, nu mai țin exact. La un moment dat am primit un telefon de la unul dintre redactori, nu mai țin minte cine era pe atunci. Nu, Virgil, încă era Virgil Bulat. Nu, Virgil Bulat. Virgil Bulat mi-a dat un telefon, zice: păi cum, nu ne dai un volum? Stai puțin, eu sunt din Chișinău. Păi, dar ai publicat, ai debutat, ai redebutat la Dacia, la Dacia, cu ce-au bătut în urmă și ești perceput ca al nostru. Mi s-a părut o chestie foarte, foarte faină. Acum, revenind la Chișinău, probabil că există niște legături capilare cu spațiul, în sensul în care există o anumită geografie transformată prin niște mecanisme care se reașează în textul literar și recrează un oraș deja într-o altă dimensiune. Deci un oraș care rezistă prin textul literar. Și asta mi se pare foarte, foarte important. Pentru, mai cu seamă pentru Chișinăul literar de la noi, un Chișinău care la început a fost văzut de Pușkin prin Preclate Gorod Chișinău, da? Alți autori care au dat niște brânciuri, așa, mai mult sau mai puțin pe față, sau mai așa, mai parșivi chiar. Nu știu dacă un text poetic, sau în ce măsură un text poetic reușește să cumva să ridice acest spațiu la un fel de sinclit, ca să reiau termenul din Roza Mira lui Daniil Andreev, recognoscibil deja, deci un fel de proiecție a spațiului respectiv, un fel de ridicare la putere, revin a trei oară, scuzați, dar chiar mi se pare exactă, deci, expresia pentru a vorbi despre acest fenomen. Probabil că aici intră în acțiune arme mai sofisticate, cum este romanul. Și mi se pare foarte important ca, zicem, într-o literatură română de aici, de la Chișinău, acum, și nu trag cenușa doar spre partea noastră, dar dat fiind că de aici a pornit întrebarea, n-am cum să nu răspund. Mi se pare foarte important de a scrie niște romane în care să se regăsească un Chișinău stratificat. Veți găsi, de exemplu, un Chișinău în Țesut Viu, dar un alt fel de Chișinău în Casa Engleze a lui Alexandru Bordian, care va citi mâine, un alt fel de Chișinău în Iulian Ciocan, da, în Nicolae Popa cu avionul miroasea pește și da, și mai încoace, da, deci Emanuel Iurkin sau mai încoace ca și mai, dar Tatiana Țibulea cu grădina de sticlă. Probabil că felul în care diverse genuri literare știu să îmbrățișeze o temă, să o încorporeze, diferă foarte mult de capacitatea genului și atunci trebuie să simți și tu din tot pentru ce ești în stare. Trendul ăsta poetic acum pe care îl discutăm aici, acest trend politic, civic, probabil că se explică și putem spune că chiar foarte simplu, deci viața și ea porția de literatură sau intră în sau da, viața și ea partea lui sau ceea ce crede că merită să ia din literatură. Așa a fost tot timpul, au fost voci care au fost mai sensibile și au scris. Akhmatova a scris poeme puternice despre timpul pe care l-a trăit, despre oroarea pe care a trăit-o. Mai încoace, mulți ani încoace, a fost Petre Stoica care a dat acel poem superb, Viața Tenanmen 2. Ultimele titluri au venit pentru că așa au simțit poeții. Rupsi, probabil era ultima la care să mă aștept să scrie un poem atât de angajat, atât de prezent și cu atâtea trimiteri la ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi.
de care noi toți am trăit-o și am avut reacții la ceea ce se întâmplă. Este un coșmar pe care îl trăim de viu și fiecare încearcă să înțeleagă cât mai este, cât mai trăim și vrem să trăim cât mai mult ca să știm cum se termină. Spuneți că cărțile voastre au avut, uite, se spunea că cartea ta a fost cea mai vândută, cea mai cerută, cea mai comentată, dar probabil că este o percepție a noastră, cumva, a poieților, cei care ne citim, ne cunoaștem, suntem atenți, ce mai privi că celălalt. În general, poieții, cititorii de poezie, cum știți, sunt foarte puțini și cei care sunt, mulți dintre ei, sunt superficiali, sunt modești. Așa că avem șansa, privilegiu să discutăm despre cărțile noastre, să ne spunem cuvinte frumoase, să ne lăudăm pentru sensibilitate, dar nu știu cât din astea, din toate astea, trec dincolo pentru mare de public, care este unul foarte mic de poezie. Tamara. Dacă îmi permiteți și mie să zic ceva despre poeții unui anumit oraș sau... Am tot timpul impresia că genul ăsta de întrebare trimite la ideea de locuire, la ce a zis Heidegger despre Hölderlin și mie mi se pare un pic riscant să vorbim despre poezie în acești termeni, căci există riscul să-i dai poezie o dimensiune identitară care nu îi face cinste și care probabil e relevantă pentru o poezie. Bineînțeles, se poate discuta despre această memorie urbană care se formează în acest imaginar și ficțiune, dar aș zice că nu, referitor la întrebarea dumneavoastră, aș zice că nu e neapărat să o formulăm pentru că are o tentă identitară și îndeosebi presupune o construcție identitară pe care nu ar trebui să o căutăm, ci ar trebui să facă o poezie mai degrabă, chiar și o deconstrucție identitară și o deconstrucție a unui loc și a unui spațiu. Bineînțeles, un alt aspect a acestei poezii ancorate într-un anumit loc ar putea avea acum din nou o dimensiune ecologică sau antropocenă sau post-antropocenă, cum se discută, dar eu aș zice să nu cădem în această dimensiune, în această capcană identitară a locului. Bogdan, mai spune ceva? Păi, există oricum e penultima seară a literaturii române. Povesteam lui, nu știu, lui Bogdan sau lui Marius, pe toate zilele astea deja și-am împrășteat un fel de... istorioare. Apropo de poeții locului, sau de... o să povestesc o istorioară cu Ion Mureșan la Chișinău din, cred că, 92. Venise cu Sandu Vlad, venise cu Aurel Panta și alți câțiva și într-o primă seară Ion Mureșan, Ion Mureșan, Aurel Panta, Cistelecan, Cornel Ungureanu, Cornel Moraru de la Vatra, nu mai știu cine, am mers la noi acasă, am povestit nu știu ce. După aceea am mers, peste o seară am mers la Nicolae Popa cu Irina Nechit și pe atunci nu era Teodora, era doar mama Teodorii, Constanța. Apropo de poeții locului. Raul avea 4 ani, Constanța cred că 7 sau 8, nu mai știu care e diferența de vârstă între ei. Și noi ca oameni mari vorbeam de ale noastre, nu știu ce, și a prins fiica mea, Valerie, ce e un nene de la Cluj, din România, nu de la Cluj, din România. Și tot întristează fiica mea și la un moment iau o moacă de asta revendicativă, ca să zic așa, și zice, nene Amurii, de ce în România există orașul Constanța și nu există orașul Raluca? Foarte serios. Nu s-a terminat aici istoria. Nene Amurii, mai chefui, mai... Nene Amurii se întoarce la Cluj și trage un editorial. Temei de a întemeia un oraș. Eu cred că, de fapt, fiecare dintre noi, prin ceea ce scriem, punem un mic temei de a întemeia un oraș de cuvinte. Eu pun încheiere? Te aprobă! Aplauze pentru noastră!